În urmă cu două săptămâni, un profesor suplinitor din județul Iași a intrat în vizorul poliției și al inspectoratului școlar județean după ce a mers acasă la unul dintre elevii săi și l-a bătut cu pumnii, picioarele și cureaua. Profesorul și-a dat ulterior demisia și a susținut că e nevinovat. De-a lungul anilor au fost nenumărate situații în care profesorii au fost acuzați de elevi sau de părinții acestora de agresiune. Am introdus o prevedere prin care profesorii cercetați pentru violență împotriva elevilor să nu mai desfășoare, de fapt, activități didactice cu elevii, cu păstrarea drepturilor salariale, pentru că dreptul la muncă nu poate fi negat constituțional, însă nu ne mai dorim ca profesorii violenți sau care prezumăm că ar fi fost violenți să aibă expunere la copii. Prevederile apar explicit în noua lege a educației naționale. Astfel, reprezintă abateri disciplinare ale profesorilor faptele de violență fizică sau verbală îndreptate asupra elevilor sau a colegilor, dar și faptele sau atitudinile care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor. În cazul în care un cadru didactic e cercetat pentru una dintre aceste fapte, atunci pe toată durata cercetării disciplinare, acesta nu va mai ajunge în fața copiilor. Există posibilitatea desfacerii contractului de muncă. Sigur, există o serie întreagă de sancțiuni în lege. Dacă în urma anchetelor faptele de violență sunt dovedite, iar cadrul didactic respectiv e sancționat, același profesor ar putea primi interdicția exercitării activităților didactice timp de 10 ani. Putem să avem și mama legislației, să avem o lege perfectă, până nu-i vom convinge pe oamenii din școli să fie responsabili, chiar dacă e vorba de cineva cu care au lucrat foarte mulți ani, în momentul în care s-a demonstrat, în momentul în care e dovedit că a avut un comportament abuziv, nu avem altă soluție decât sancțiunile prevăzute de legislația în vigoare. Un studiu recent făcut de Salvați Copiii arată că peste 120.000 de copii au reclamat situații de abuz fizic din partea profesorilor. 50.000 de elevi au declarat că sunt bătuți deseori la școală de cadrele didactice. E o prevedere binevenită. În fapt, reprezintă exprimarea principiului interesului superior al copilului, pentru că între așa numită prezumție nevinovăție a cadrului didactic și interesele elevilor primează ultimele. Deci noi trebuie să ținem seama de riscul la care îl supunem pe copil dacă rămâne în continuare în preajma celui despre care avem dovezi că a comis un abuz fizic sau o agresiune verbală. Noua lege a educației naționale va ajunge pe masa guvernului pe 8 martie. Până atunci, oricine poate trimite observații ministerului.